E o întrebare pe care o putem adăuga celor și evident perfect complementară cu, cu ceea ce vrem să discutăm în această seară. S-au luat foarte multe notițe în timpul prezentării statement pe care, pe care ați avut-o. Domnul Ionuț Butoi, apoi domnul Angelo Michievici, ca să încheiem acest tur de orizont și apoi să îi oferim ocazia autoarei să răspundă la multe dintre lucrurile care s-au ridicat aici. Bună seara, mulțumesc pentru întrebarea Teodorei și subiectul istoric, am să-mi rezerv cealaltă parte a discuțiilor, sperând că mai avea loc. Eu aici, deocamdată, am să răspund la întrebarea cam care povestea mea cu romanul doamnei Jura. Povestea a început destul de prozaic. A fost un fel de soluție de rezervă pentru o lansare de carte și mă pomenesc încă o sarcină și o rugăminte, nu aveam loc, se fac pe agenda din niciun fel, agenda mea este foarte caotică de altfel. Ideea e că m-am trezit cu un PDF de vreo 300-400 de pagini pe care trebuia să-l citesc. Aolea, ce fac? Timpul am reușit să mi le restrâng eu foarte mult, pentru că, da, program foarte caotic. Și atunci aveam toate datele să nu-mi plac românul. Dar povestea domnului este atât de puternică, încât m-a atras foarte mult în ea și a devenit, ca toate romanele bune pe care am citit la viața mea, a devenit o experiență personală. Și de ce? Bun, nu neapărat pentru Planeta Augustin, nu neapărat pentru Papa Post-Augustiștilor, deși și astea au reprezentat niște elemente foarte interesante și față de care am fost... Aici, de exemplu, am fost foarte atent. Am fost ceva mai activ. Să văd cum sunt folosite aceste elemente. Dar ceea ce m-a atras totuși povestea asta, care este o poveste puternică, în primul rând, faptul că este un roman al traumei. Și o traumă redată foarte bine, ceea ce m-a uimit. Este o dublă traumă, de fapt, și într-un mod personal, cumva, pe mine mă interesează ambele tipuri de traume. Este trauma Mariei, care e femeie, față de mamă, deci față de părinți, fără o traumă, este o traumă familială, este o familie într-un anumit sens disfuncțională în care trăiește și din care încearcă să iasă într-un mod nereușit. O traumă care reușește într-un mod să-i dea sens vieții, dar este un sens traumatic, nu este un sens care te ajută. Și este și trauma colectivă. Este vorba despre ceea ce până aici încă nu s-a menționat. Efectul fluturelui are ca temă obsesivă, întrebare obsesivă, cum a fost posibil crimele împotriva evreilor comise de către noi. Și, sigur, iată, întâmplător este astăzi chiar ziua de comemorare a Holocaustului, nu? Bun. Și ambele mă interesează la un nivel foarte personal, adică aproape că am un fel de raport cam la fel cum are Maria față de mătușa ei necunoscută, un raport față de Mircea Bucănescu, de exemplu. Ba, eu cercetez și am cam același tip de raport pe care îl are și Maria de căutare tehnică, de încercare de a găsi niște răspunsuri care să dea sens. Și, de asemenea, trauma aceasta a femeii care provine dintr-o relație disfuncțională, iarăși mă interesează destul de personal din motive pe care nu vreau să le detaliez aici, dar ideea este că m-a atins într-un mod foarte personal. Și atunci, evident că această poveste mi s-a părut foarte puternică și foarte reușită. Bun, acum, na, o dau fără rușine, cum ai venit pe Lena Jela. Am niște puncte critice pe care pot să le detaliez. Dar aici vreau să arăt partea de reușită. Este foarte greu să construiești o ficțiune credibilă
despre o traumă colectivă cum este cea pe UV. Este foarte greu. Este foarte greu să pui această problemă într-un mod atât de complex și nuanțat cum a făcut-o Doina Jela. Chiar unul din lucrurile care m-au unit a fost chestia asta. Faptul că a reușit să păstreze niște complexități într-o vreme în care totuși, cu toată distanța care pare că nu se distanțează, cel puțin la noi, noi căutăm shortcut-uri, căutăm scheme, cum spune, da, și atunci e foarte rar acest exercițiu de nuanță existențială, adică nu este o nuanță plictisitoare, relativistă, dilematică, de genul, dar hai să mai stăm, să ne mai domolim un pic, poate în dreptate. Nu, este o nuanță existențială, pur și simplu așa este viața, foarte încurcată. E foarte greu să dai răspunsul definitiv, este foarte greu să condamn foarte moralist pe ceilalți, este foarte greu să găsești o noimă. Și la nivel micropersonal și la nivel social. În ceea ce privește trauma interpersonală, mi-a plăcut foarte mult toată istoria, toată relația asta încurcată între mamă și fiică, între Maria și doamna Pantazopol. Mi-a plăcut foarte mult acest eveniment traumatic fondator, ca să spun așa, de relații dintre ele, precedat de un abandon, că prima oară o abandonează un copil de câteva luni, nu știe că mama este la închisoare și nu știe că trebuie să-și abandoneze copilul, dar el trăiește efectiv abandonul acela și efectiv în acolo. Există după aceea evenimentul reîntâlnirii care rămâne traumatic și pentru un copil de câțiva ani este, poate să rămână un asemenea eveniment traumatic pe viață. De aceea am admirat acest moment pentru că sunt lucruri reale acolo, adică lucruri care se pot întâmpla, care se întâmplă. Și aceste false atribuiri și false interpretări. Și o viață întreagă stai și îți trăiești cumva, trăiești într-o buclă, îți raționalizezi trauma, o transform într-o poveste de viață care dă un anumit sens acelui eveniment fondator traumatic, pentru a descoperi la un moment dat că motivul real era altul. Nu știu dacă e prea târziu când descoperi, nu cred că e niciodată prea târziu să ieși dintr-o asemenea buclă prin care tu îți raționalizezi traumele fondatoare ale vieții tale. Dar ceea ce vreau să spun este că acest aspect din roman este foarte reușit. De asemenea, trauma aceasta, mi se pare, de fapt, cu siguranță și pe Doina Jela a frământat-o la modul existențial și autentic, întrebarea colectivă este trauma colectivă, cum sunt posibile crimele, cum a fost posibile aceste crime, ca prin ar fi reușit să facă acest domn, a reușit și să pună problema atât de bine. Dacă nu te frământă la modul existențial, nu ai cum să reproduci într-un roman așa ceva. Romanul, iarăși, mi s-a părut periculos de verosimil. Nu este adevărat, nu e veridic, e o ficțiune, dar este foarte verosimil. Folosește foarte multe lucruri realiste. Folosește fotografii de la noi. Folosește fragmente de istorie orală. E mai mult decât o ficțiune, este aproape o realitate paralelă, dar foarte convingătoare și într-un fel periculoasă, adică cine nu prea știe mare lucru despre planeta Gustii, papa gustiștilor și istoria interbelică, riscă să rămână cu imaginea asta și cam aia. Adică aici este un risc. Ceva din genul ăsta. Și să o caute pe Larisa, să dea de ea, să-i spună care e nenorocitul care te-a dat afară din comisia de doctorat, cine e nenorociții aia, vreau numele lor, vreau să-i filmez și să-i întreb de ce a spus așa ceva. Sau mă îndoiesc. Adică, cred că în partea aia de public ajunge mai greu ca de asta. Și aș fi curios, totuși. Ar fi un experiment psihologic interesant. Dar acum, ca să trec totuși un pic mai departe, totuși, cu femeile și bărbații. Deci, personajele feminine din carte sunt foarte puternice și te ajută să intri în profunzimile lor. Bărbații nu. Bărbații nu prea au adâncimi tot. Au niște complexități, dar adevărata profunzime nu am regăsit totuși de pe la personajele feminine.
Bărbații aici sunt nici măcar rolul iubitul. Nici măcar el nu se pare foarte... Da, nici el nu se pare... Da, mi se pare aureolat de ceva foarte puternic, dar nu chiar atât, n-ai acces la adâncimile lui, totuși. Ceea ce este cumva normal, pentru că e o carte scrisă mult din perspectiva, e din perspectiva Mariei. Deci e cumva normal, e povestea Mariei, e povestea Larisei, dar nu e povestea lui Vadim. Deci asta este într-un fel normal. Cred că ar trebui să mă opresc înainte de a intra în celelalte lucruri. Am să revin la chestia cu traumele, pe partea de istorie. Mulțumesc! Angela, mulțumesc! Interesul meu este atât sociolog,